Al supraviețuitorilor din acest tandem, Remus Valeriu Giorgio. Și ar vrea să vă citesc un singur fragment. Cred eu, caracteristic pentru Mircea Bunciuc. După ce vorbește, citează din necrologul pe care l-a publicat la vremea respectivă, nu știa ce să scriu. Mircea, care și-a dorit mult această carte, mereu zicea, cartea aceasta de interviuri va fi cartea vieții mele. Mă zorea într-una, iar eu nu știam de ce. Probabil că el presimțea că îi se apropie sfârșitul. De aceea și repeta într-una acele expresii animate. Eu n-am să trăiesc mult sau voi muri repede, eu sunt păcătos. El, omul cel mai ușor la suflet pe care l-am cunoscut vreodată, care se ruga și la prânz când stătea la masă și seara înainte de culcare, fără a fi efectiv un credincios practicant. Trei secțiuni are cartea. Și anume, prima, din interviurile României literare. Și acestea sunt interviurile pe care ei împreună le-au pregătit și le-au luat un număr de 11 personalități. Ungureanu, Sufonel Ungureanu, Livius Ciocârlie, Mihail Ursachi, Șerban Foarță, Adrian Popescu, Petru Popescu, Adrian Dinu Rachieru, Magda Ursache, Teodor Damian, Eugen Dorcescu și Teodor Grigor. Ocupă cam 100 de pagini din această carte de 200 de pagini. Deci, cele mai multe pagini sunt ale acestor 11 scriitori. Urmează secțiunea a doua, interviuri pe care le-a luat Constantin Buiciuc. Cele mai multe singure. Pe aici, pe acolo, mai apare câte un colaborator. De pildă, Adrian Abai a participat la interviul luat Anei Gandiana și Romului Rusan. Simona Avram la interviul luat Eugen Todoran. Florin Murar, la Mircea Pora. În total, 18 personalități intervievate de Mircea Buiciuc, scuzați-mă, am avut un elev Buraciuc și de-aia confund Mircea Buiciuc. Iar astea pe 50 de pagini și mai 50 de pagini au rămas la dispoziție și lui Valeriu Giorgioni. El a stat de vorbă cu Ioan Alexandru, Adriana lui Gheorghe, Paula Rețu, Iosif Calaiman, Dan Romașcanu, Sabin Opreanu, Luiza Carol și iarăși Eugen Dorcescu. În total, 37 de personalități. Interviurile sunt mai multe, că vorbeam de două. Deci, mai mult cu 9 decât la Felix Aderca. Pe noi, ca lugojeni, ne interesează în mod deosebit lugojeni care figurează aici. Nicolae Breba, pe care noi trebuie să ne revendicăm oricând. Dan Florița Seracin. Și mă bucur că Dan Florița Seracin este în această carte de interviuri. Sau cei care eu țin cumva de gruparea de la Lugoj. Prin faptul că vin destul de des la Lugoj,
Cornel Ungureanu este din Moscou, chiar. Deci el deschide cartea. Ioan de Mora a trecut pe aici, se simte mai bine ca un consul în Franța, pe unde se află, de la Mora, în actual. Toclin de la Reșița, Mircea Pora, bine, prezident, Viorel Marineastră, de tot timpul la noi, Radu Paraschivescu, de asemenea, Lucian Alexiu, trece de spera Lugoș. Și iată, vecinul nostru de la Caransebe, Josif Caraiman, Sabin Opreanu, regretatul Sabin Opreanu, de la Herculane. Deci n-au scăpat interesul celor doi autori ai cărții, aceste nume, a spune, foarte importante ale literaturii, cel puțin din Dește, aici. Deci, nu e o simplă rugăciune. Unde și trebuie că e foarte ușor să scrii poezie religioasă. Nu e adevărat. Poezia religioasă este o poezie de meditație gravă asupra vieții și a morții. Pentru dizertația interesantă, pentru analiză, atenție, o carte de acum câteva decenii, cartea lui Felix Adelka, pentru că ne-a spus câteva cuvinte despre Nietzsche, bineînțeles, pentru că a disertat temeinic năvodul cuvintelor, cartea noastră pe care o prezentăm astăzi. La adunzare, Simona Aidan. Năvodul cuvintelor. Te ascultăm, Simona. Când că tot a fost bisecată, am șansa să nu mai acționez în această direcție și să mă apropii, să zicem mai degrabă, de zona întâlnirilor cu cei doi autori, Constantin Bricioc și Ionuț Valeriu Georgiani, în maniera în care își provocau aceste întâlniri cu personalități ale literaturii române și ale culturii române. Setelul care profesorul Mircea Bucciuc și poetul, scriitorul fervent Remus Valeriu Georgiani veneau în întâmpinarea unor scriitori care adesea propuseau în Lugoj cu diferite ocazii culturale, de una serie cărți, conferință sau un alt tip de eveniment. Cred că această apropiere într-o carte în care au și luat interviuri împreună, așa cum ați observat, prima secțiune, este de fapt o apropiere arătând complementară, cursul aproximativ 15 ani. Eu aici aș opri la un interviu foarte amplu pe care Remus Valeriu Georgiani l-a avut cu Ioan Alexandru. Am împărtășit aproximativ aceeași întâlnire la începutul anilor 90 și mi-amintesc câtă măreție culturală și spirituală răspândea în acel moment, anul 93-94, Ioan Alexandru. La fel, în cazul lui Mircea Bucciuc, m-aș opri chiar la primul interviu din grupajul personal pe care îl are, cel cu Nicolae Balotă, care mărturisea că venise la Lugoj ca să-l întâlnească pe preasfințitul Ion Boscaru, care împărtășise niște ani nefericiți de temniță. Și care, în acel interviu în care Mircea Bucciuc reușise să se pună doar trei întrebări și am să vă reamintesc epoca aceea și felul în care se luau atunci interviuri. În acel moment, Nicolae Balotă îi mărturisea, vorbind despre o carte, și acesta este și titlul, o carte în care aș vrea să-mi întorc viața. Erau foarte scurte aceste interviuri, pentru că ele erau luate fie în drum spre gară, fie în drum spre lansarea cărții,
erau momente în care Ligojul beneficia de trecerea pe aici cu așa numitele fie dialoguri atunci cu Blandian ale Alianței Civice, o sumă de lansări de carte care erau reale turnee de lansare de carte s-au pierdut în acest moment aceste tipologii de întâlnire cu scriitorii ale publicului. Erau momente în care fie Mircea Crăciun, fie Remus Valeriu Georgian reușeau să smulgă autorului câteva întrebări, câteva răspunsuri la întrebările pe care le puneau ei într-o mare viteză. În spatele acestei viteze, de fiecare dată se ascundea însă temeinica pregătirea celui care intervieva. Și aici aș vrea să spun doar un lucru despre amândoi. Aici asemănarea este ispitoare. Dincolo de temeinica pregătire pe care o are întotdeauna omul de cultură din provincie sau scriitorul din provincie, care vine cu complexe unei culturi asumate față de scriitorii de la centru. Ideea că trebuie să fie extrem de bine pregătit ca să nu fi cumva surprins pe un picior greșit. Și atunci această seriozitate și temenicia era întâmpinată cu o anumită tătură din partea scriitorilor, cu o anumită mirare și munca autorul interviului era după aceea, pentru că ele erau înregistrate pe casete audio și limbajul, după cum știți, și noastră la aceste cărți. Simona, te rugăm să... Da, aș face o frază de legătură. Este aici prezent Viorema Ainasa, care întotdeauna a îngrijit la editura Ainasa cu bucurie scriitura lui Mircea Crăciun. Dar aș putea să spun că și Mircea a rămas fidel doar acestei edituri și că, de fapt, aici este puntea de legătură între între cele două tipuri de carte, cei doi autori. În urmă cu mai mulți ani prezentam o primă carte de poezia lui Mircea. Cum prezint două cărți sau o carte, cea mai recentă, de proză a Ionei Buciuc, Băieții de familie. Nu aș trece cu vederea că editura Marinasa, înainte de a edita această carte, de a o aduce cititorilor, a scos la lumină scrisoare fără răspuns. Deci nu e chiar un debut. Nu e chiar un debut. Nu au fost marcate de social, elementul modern pe care l-am semnificat întotdeauna și mulțumesc lui Cristian ce și-a făcut tema la celălalt eveniment al acestei tip amieze. Paranteză, nu așa ni se întâmplă, că două săptămâni nu facem nimic și după aceea facem totul simultan. Mulțumesc că ești aici și ești alături de noi și noi alături de memoria lui Ion Mircea. Cred că aceste întâlniri care înseamnă o modernizare a faptului editorial au, să zicem, ocolit din diverse motive lansarea scrisorii fără răspuns în varianta să zicem, definitivă, finalizată a unui alt compendiu. Deci Băieții de familie este, de fapt, a doua carte și a treia apariție a Ionei. Este a doua, pentru că cele primele două au aproximativ același text. Este o ediție prevăzută și antologică, schimbată, modificată,